În următorul material, specialiștii de la RomVac ne vor vorbi despre holera aviară, o boală care apare la păsările de curte chiar acum în această perioadă. Ce simptome are această boală, cum trebuie tratată, ce medicamente trebuie să folosim, aflăm împreună chiar acum. Doctor, în drum prin secția dumneavoastră de fabricat, unde se produc medicamentele de uz veterinar, îmi povesteați despre atât de multe lucruri care se pot întâmpla în sectorul zootehnic în general, în sectorul creșterii animalelor, și ne oprisem noi la un moment dat la păsări și la o serie întreagă de boli a acestei specii. Vorbeam despre holeră și m-ați speriat chiar atunci când mi-a povestit cât de gravă este și cât de tare poate afecta chiar o fermă întreagă, poate să dispară dacă nu este tratată la vreme. Da, așa este. Tocmai vorbeam despre medicamentele pe care le producem și vă arătam câteva din ele și mă întrebați cui ne adresăm și mi-a venit în minte această epizootie, holera aviară, numită și pasteureloză, care are loc în speță toamna și se continuă iarna și primăvara, pentru că sunt foarte mulți factori favorizanți în această boală. Ce se întâmplă? Această boală afectează toate păsările din gospodărie. Mă refer toate speciile? Toate păsările, mă refer la găină, la curcă, la bibilică, la păsările de colivie, chiar la palmipede, la rață și asta la gâscă. Vreau să zic, la... Și palmipedele. Adică rață și gâscă, ca să înțeleagă lumea despre ce e vorba. Cele mai sensibile sunt curcile, dar cele mai receptive sunt găinile și palmipedele. Această boală se manifestă și la mamifere, chiar la mamiferele domestice și sălbatice, numai că răspândirea cea mai mare o are pasteureloza aviară, adică la păsări. Vreau să vă spun că această boală este o boală care are o evoluție epizootică. Ce înseamnă aceasta? Că are mare morbiditate în focar, adică mare morbiditate înseamnă îmbolnăviri în masă, masive, iar epizootic înseamnă că depășește granița acestui focar, cuprinzând mai multe localități sau zone. Este la această boală, am spus că sunt receptive aceste păsări pe care le-am amintit, și este influențată de factori favorizanți care au loc mai ales în sezoanele reci. Mă refer la adăposturi umede și reci, la curenți de aer reci, la schimbări bruște de temperatură, la o alimentație deficitară atât sub aspect calitativ și cantitativ sau cantitativ, la diferite parazitoze. Toți acești factori scad rezistența organismului și pot să... creează mediul propice de manifestare a bolii. Sigur că da. Iar sursele de infecție, poate vă întrebați care sunt, pentru că noi avem impresia că și chiar este, avem un efectiv indemn de păsări și totuși se îmbolnăvesc păsările. Cum se îmbolnăvesc? Există mai multe surse. Ori introducem animale bolnave în efectiv sau animale sănătoase clinic, dar care sunt purtătoare de pasteurele patogene. Aceste animale elimină agenții patogeni prin diferite secreții și excreții și prin fecale și infestează apa, furajele, hrana, așternutul. Deci și aceste surse secundare sunt cele care infectează o gospodărie, un efectiv de păsări. Nu vă mai spun de păsările sălbatice care vin în contact cu păsările noastre din gospodărie. Cred că e cel mai periculos vector. Mă întrebați de semnele clinice. Semnele clinice sunt... depinde de forma pe care o exprimă. Cele mai obișnuite forme de evoluție ale bolii sunt formele supraacute și acute, când boala debutează brusc,
perioada de incubație a bolii este între 1 și 4 zile. Dar când nu se manifestă, e o perioadă în care nu se manifestă sigur, niciun fel. Dar în aceste forme de evoluție, forma supraacută și acută, boala se manifestă brusc cu creșterea temperaturii, 43-44 de grade, se creasta și bărbițele devin cianotice, apar convulsii, moartea survine în 5-6 ore de la debut. Ore, deci, sau chiar câteva minute. De puține ori oamenii spun cum, zice că mi-a căzut din dud în cap, că la țară mai cresc păsările în pomi. Deci era sănătoasă și mi-a căzut dintr-o dată, iată, fulgerător. Iar forma acută a bolii, care este cea mai obișnuită, se manifestă la fel, numai că e mai trenantă. Deznodământul este același și chiar dacă păsările, să zicem, că se vindecă, pot să, ele devin purtătoare de pasteurele, deci împrăștie peste, pasteurele patogene împrăștie această bacterie peste tot, sau pur și simplu din această formă se trece în forma cronică a bolii, o formă trenantă, păsările au diaree permanentă, slăbesc și deci este o boală pusitoare. Ce trebuie să spun făcut? Așa. Ca să ne ferim de așa ceva. Deci, în primul ca rând să evităm o asemenea, episoade. În primul rând trebuie făcută prevenție. Prevenție care constă în aplicarea unor măsuri generale nespecifice. Asta înseamnă să aplicăm reguli de igienă în gospodărie. Deci adăposturi foarte bine igienizate, curățate, igienizate. Adică să facem, să aplicăm cei 3 de dezinfecție, dezinsecție, deratizare, dezinfecție cu decontaminol, cu catiorom, cu pursept, pentru omorârea microbilor, da? Apoi pentru a omorâ diferiții agenții parazitari vom folosi romparasectul și iar pentru distrugerea șobolanilor substanțe raticide. Așa cum vă spuneam, la profilaxia generală nespecifică, în afară de dezinfecție, dezinsecție și deratizare, trebuie să deparazităm păsările cu rombendazol F, foarte important. De asemenea, trebuie să asigurăm păsărilor o alimentație echilibrată și să ținem cont că de fiecare dată tineretul trebuie să fie separat de adulte. De asemenea, prevenția poate fi și specifică. Deci până acum am vorbit de o prevenție generală nespecifică, dar poate fi și specifică, se referă la imunizarea păsărilor prin vaccinare. Noi avem în portofoliu două vaccinuri. Există o anume periodicitate de vaccinare pentru holeră? Da, înainte, o dată pe an putem să facem acest lucru, măcar o dată pe an. Noi recomandăm Pestiholvacu, un vaccin mixt care se adresează și pseudopestei aviare și holerei aviare. Acesta pentru găină, curcă, bibilică, da. Dar avem și varianta pentru palmipede, holepal. Deci aveți tot ce este necesar. Tot ce este necesar. Important e să ne preocupe, să le tratăm la vreme preventiv pentru a avea asemenea episoade despre care mi-ați vorbit și practic m-ați speriat pe mine și cred că și pe cei și, care ne urmăresc. Și de asemenea avem și ceea ce vă spuneam în secție, medicamente pentru tratament. Numai că acest tratament oprește din evoluție boala dacă este însoțit de anumite acțiuni pe care trebuie să le facem în gospodărie, adică să înlăturăm factorii nocivi de microclimat, să asigurăm o alimentație echilibrată. Și pentru aceasta recomandăm anumite medicamente, cum este amoxineovitul, cum este amoxiromul, cum este enrofloxaromul, eritromul, oxiromul. Care vine și cu un aport de vitamine.